Răzvan Burleanu a anunțat la conferința de presă de ieri că vrea să rezolve problema insolvenței în Liga 1. Una dintre soluțiile șefului FRF, echipele vor fi retrogradate. Acestea nu vor mai putea intra în play-off și nici nu vor mai putea juca în Cupa României. Iată ce a declarat Burleanu la conferința de presă. Echipele aflate în insolvență nu vor mai activa în play-off și în Cupa României. Să fie depunctate din sezonul viitor și apoi din 2018 să fie retrogradate în Liga a 3-a. Echipele aflate în insolvență în sezonul viitor de Liga 1 sunt CFR Cluj, ASEA Târgu Mureș și nou promovată Rapid. Acestea au două sezoane să-și rezolve insolvența, după anunțul șefului FRF.